Oana Zanfie. Aș putea cita succint și cred că e o analiză foarte bună din invitatul tău de aseară, domnul Rareș Bogdan. Analiza domniei sale cu două zile înainte de moțiune este perfectă. Subtitlu: ce ai făcut, Bobiță? Întreb și eu, ce ai făcut, Bobiță? Fie că te cheamă Claus, fie că te cheamă Ludovic, fie că te cheamă Dan Barna. Ai mințit electoratul? Se va întoarce împotriva ta, pentru că, domnule Chirac, nu doar Bobiță Orban a promis în campanie că a doua zi va da jos guvernul, Bobiță Claus, Werner Iohannis, a promis același lucru. Oamenii vor trage o linie și vor vedea că au fost injectați, că au fost agitați, că au fost mobilizați în van și pentru referendum și pentru alegeri în scopul mincinos de a schimba chiar a doua zi, cum spuneați, guvernul Dăncilă. Analiza domnului Rareș Bogdan vorbește dincolo de lipsa de dorință a USR-ului de a intra la guvernare, despre resorturile din propriul partid. Intrarea la guvernare, potrivit celor care și-ar fi dorit asta, nu era întru binele țării, întru salvarea poporului de acest guvern Dăncilă, ci era, citez, pentru a oferi garniturii de faliți posturi călduțe. Mai departe, cei care nu doreau din interiorul PNL-ului intrarea la guvernare, și poate veți avea explicații și pentru acele voturi potrivă, pentru că dacă UDMR-ul cred că a fost cinstit și disciplinat și a votat așa cum a spus, înseamnă că sunt și mai multe voturi decât acestea 7 care lipsesc opoziției. Deci intrarea la guvernare ar fi fost pentru posturi pentru faliți, lipsa de intrare la guvernare din strategie. Care strategie era? Pe două planuri. Odată că nu face bine, așa cum spuneați, domnule Chirea, candidatului PNL la prezidențiale, domnule Claus Iohannis. De partea cealaltă, citez, numai bine îl lăsăm pe Ludovic să-și rupă gâtul singur. Aceste pasaje din analiza domnului Rareș Bogdan, în care și eu cred că sunt resorturi bine surprinse de Rareș Bogdan, arată nu doar falimentul opoziției în aceste zile, periculos din punctul meu de vedere, și vă spun cinstit, eram ziarist de presă scrisă încă de prin 2004 și scriam editoriale în Jurnalul Național despre nevoia pe care o resimt ca între opoziție și putere să fie un echilibru, să fie puternice amândouă. Falimentul opoziției de astăzi este unul extrem de periculos, pentru că orice guvernare, PSD al de astăzi, alta mâine, are nevoie de un oponent puternic și capabil să preia a doua zi guvernarea. Domnul Bogdan Chirac vorbea de o lipsă de program de guvernare. Nu doar acest program de guvernare a lipsit, a lipsit orice formă de coagulare. Dăm jos guvernul Dăncilă ca să ce? Ca să intre PNL-ul, pentru că USR-ul nu dorește, ca să vedem prin presă o garnitură de miniștri absolut înspăimântătoare, cu acel băcanul la justiție, cu Câțul la finanțe. Nu știu ceva, dacă era ceva, reală sau era o invenție. Mă tem, Mihai, că la cum este conducerea PNL-ului, este foarte posibil ca aceea să fie o garnitură reală în mintea domnului Orban. Mai departe însă, nu pentru că n-au avut domnule Bogdan Chirac acest program de guvernare, ci pentru că de partea aceasta, PNL din Iuță, Claus Iohannis, nu există în mintea celor de la putere o speranță că acolo e ceva. Este falimentul lui Claus Iohannis, este falimentul PNL-ului sub Ludovic Orban. În mod normal, puneți-vă în experiența noastră politică din toți acești ani post-decembrie. Când un partid ajunge să fie la aproape jumătate din scorul său de la alegerile precedente, foarte mulți fug. Se gândesc, în mod pragmatic, nu voi mai avea loc pe liste. Ceilalți, iată, au un scor mai mare. Ei vor avea mai multe locuri pe liste. Păi dacă, așa cum spunea Orban astăzi, eu voi fi eroul care a salvat țara alături de ei, nu mi-or da și mie un loc pe liste? Iată că nimeni, nimeni din tabăra puterii, este fără precedent. Eu nu mi-aduc aminte, astăzi încercam să fac acest exercițiu de memorie.
când vreodată, în preajma unui astfel de moment important, nimeni n-a schimbat barca. Nimeni n-a crezut că alături de Iohannis va fi mai bine din oamenii ăștia de la putere, de la PSD și ALDE. Nimeni n-a crezut că va primi un post de ministru într-un viitor guvern, că va primi un loc pe listele parlamentare. Nimeni n-a crezut că acolo va fi mai bine. În această zi... Nu, la UDMR e o altă situație și dacă îmi permiteți... legată de altceva, și eu cred, în ciuda celor afirmate de Șerban Nicolae și de foarte mulți din tabăra puterii de la guvernare, eu cred că nu este cazul să facem un exces de naționalism prost înțeles aici. Eu cred că adevărul este undeva mai la mijloc și că și cei de la UDMR au avut dreptate în această chestiune și am apreciat faptul că din partea lui Kelemen Hunor a venit din punctul zero, încă din aprilie, dacă vă uitați pe declarații, un punct de vedere extrem de echilibrat. Eu cred că aici guvernul Dăncilă a greșit, majoritatea a greșit, pentru că ceea ce a spus Kelemen Hunor atunci n-a fost luați-vă crucile și morții și istoria. N-a insultat poporul român deloc, Kelemen Hunor. Kelemen și toți reprezentanții UDMR-ului pe care eu am citit, sigur că în fiecare pădure există și uscături. A spus așa, putem extinde, putem să facem încă o parcelă, putem să facem împreună acest cimitir. N-a zis mai e 1 la 12 kilometri. A zis putem să facem lucrul ăsta civilizat, nu trebuie să năvălim cu niște cruci ale unor eroi necunoscuți peste un cimitir care datează din 1926, prima consemnare pe listă. Nu, 1917, dacă 17, vreți, vă dau știu că a fost datele. Făcut. Nu, eu vă spuneam 26 din perspectiva listei identificării cu cei care au făcut acea asociație a eroilor din primul război mondial. Știți foarte bine, mai bine decât de mine subiect. Așa e. Eu v-am spus de ce nu sar la gâtul UDMR-ului pentru această chestiune a Văii Uzului. Revin la ceea ce eu cred că este concluzia cea mai importantă a zilei. După ziua de astăzi, domnul Iohannis este într-o mare problemă. PNL-ul este o mare problemă și dacă de la alegeri încoace vorbim despre reconstrucția PSD-ului, absolut necesară și din punctul meu de vedere, ce surpriză astăzi, iată că în partea cealaltă se dovedește